Începând din această săptămână, podul peste DN7, peste râul Topolog, de la limita cu județul Argeș, intră în reabilitare. Pentru executarea lucrărilor de consolidare, CNAIR a impus restricții de tonaj și circulația autovehiculelor alternativă semaforizată. Pe toată perioada lucrărilor, circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi deviată pe următoarele rute: Pitești Sud, Slatina, Drăgășani, Râmnicu-Vâlcea. Podul peste râul Topolog a fost construit în 1961. Ultima consolidare a podului s-a făcut în urmă cu 26 de ani, când obiectivul a fost adus în categoria E de încărcare, categorie specifică circulației grele de pe drumurile internaționale. După o măsurătoare de acum 3 ani, pe aici circulă zilnic în timpul verii chiar și câte 30.000 de autoturisme și tiruri și se impun noi lucrări de consolidare.